Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Subiectul de azi, bătălia de la Camerone. Ziua de glorie a legiunii străine. Bătălia de la Camerone a fost o ciocnire armată care a avut loc în Mexic, care a implicat legiunea străină franceză în timpul intervenției franceze în Mexic, care din 1861 până în 1867 l-a determinat pe Maximilian de Habsburg să domnească în acea țară până la execuția sa după înfrângere. Pe scurt, un regiment al legiunii aterizase în Mexic la 26 martie 1863 la Veracruz. La 30 aprilie 1863, în satul Camarón de Tejeda, a treia companie a primului batalion staționat în Chiquihite, comandată de capitanul Jean d'Anjou, a fost atacată și decimată în ciuda vitejiei legionarilor de către patrioți mexicani conduși de colonelul Francisco de Paula Milan. Legionarii au refuzat să se preda și s-au acoperit de glorie, sacrificându-se împotriva unui număr covârșitor de insurgenți americani pentru a acoperi înaintarea convoiului cu arme grele care veneau din Veracruz și erau destinate asediului Puebla. Acea zi de glorie e amintită și azi ca sărbătoarea corpului și ceremonia bătăliei Camerone e sărbătorită la Obain. Creată la 9 martie 1831 de către regele Franței Louis Philippe, la insistențele ministrului său de război, nimeni altul decât mareșalul napoleonian Soult, legiunea străină îi cuprindea inițial pe militarii străini înrolați în armata franceză. Gărzile elvețiene, germanii din regimentul Hohenlohe, spaniol, portughez, italien, sarzi din Piemont, belgeni, olandezi și polonezi. Scopul acestei unități cu totul special e să lupte cu eroism și cu curaj în afara Franței, în Algeria mai precis, a cărei cucerire treptată și sistematică tocmai începuse. Ca structură socială a unității erau avute în vedere elementele indezirabile care în optica creatorilor legiunii trebuiau ținuți cât mai mult posibil departe de Franța, pușcăriași, coți, criminali de drept comun, cercetori, dar și imigranți. Toate acestea, în următoarele trei decenii de la fondarea ei, legiunea străină va deveni o unitate de elită armatei franceze. Ea se va ilustra cu curaj, eroism și bravură, acoperindu-se de glorie pe câmpurile de luptă din Algeria, 1831-1834, apoi din Spania, 1835-39, în cadrul războiului Crimei, 1854-56, și războiul franco-sardo-austriac, 1859-60, și în sfârșit în timpul expediției din Mexic, 1863-65. La 5 ani de la evenimentul de la 9 martie 1831 pe un alt continent, în America de Nord, între 23 februarie și 6 martie 1836, într-un fort texan Alamo, o garnizoană mică, dar hotărâtă, comandată de locotenent colonelul William Barrett Travis, comandantul James Bowie și legendarul David Crockett, înfrunta cu dârzenie și vitejie, necapitulând și necedând niciun pas, preferând moartea în luptă prizonieratului, o puternică și bine dotată armată mexicană, comandată de titlul general Santa Ana. Eroismul și bravura lor le va dovedi peste 27 de ani, la 30 aprilie 1863, legiunea străină. Și aceasta nu prea departe de Alamo, în Mexic, iar Alamoul legiunii străine se va numi Camerone. La 31 octombrie 1861, Franța, Marea Britanie și Spania au semnat o convenție în care se angajau să sprijine în viața politică a Mexicului Partidul Conservator, care să asigure liniște și ordinea interioară, precum și protecția cetățenilor străini europeni. În realitate, autoritățile celor trei state urmăreau să obțină plățile datorate de guvernul mexican, suspendate de președintele Benito Pablo Juarez, și făcute de predecesorul său, Miguel Miramón, care pentru a acoperi uriașele datorii făcute a vândut bonuri fără acoperire unor avizi investitori europeni. Drept garanția îndeplinirii solicitărilor lor urmau a fi ocupate următoarele fortărețe mexicane. Veracruz, pe malul Oceanului Atlantic, Córdoba și Orizaba, aflate pe drumul dintre Veracruz și Mexico City, și Tehuacán. Inițial, președintele Benito Juárez a acceptat acest control temporar, punând însă condiția fermă și clară ca forțele armate străine să nu se amestece în suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Mexicului, iar cele trei state europene vor acționa. Dezastrul francez din Mexic. În decembrie 1861, o forță expediționară anglo-franco-spaniolă, alcătuită din circa 1000 de britanici, 2500 de francezi și 7000 de spanioli, au debarcat la Veracruz, pe care imediat l-au luat cu asalt și în scurtă vreme l-au ocupat. Acestei victorii rapide i-a urmat un lung și extenuant război de gherilă, într-o climă ucigătoare și împotriva unei armate cu care europenii nu mai luptaseră până atunci.
Englezii și spaniolii au recunoscut neputința de a le face față și în aprilie 1862 se vor retrage. Nu însă și francezii, Napoleon al III-lea, nesuportând să-și vadă planul năruit și orgoliul rănit. Armata franceză va porni în marș către Mexico City cu gândul de a sedia și cuceri capitala mexicană, însă armata mexicană o va stopa în înaintarea ei și o va înfrânge decisiv la Puebla la 5 mai 1862. Francezii vor fi împinși înapoi până la Veracruz, adică exact în locul unde debarcaseră cu un an înainte. Împăratul Franței avea o singură alegere în fața lui. Fie retrăgea rămășițele corpului expediționar, aducându-le acasă, fapt care ar fi însemnat sfârșitul lamentabil al aventurii mexicane, fie trimitea în sprijinul lor întâlniri masive, iar el, în orgoliul lui, a ales cea de-a doua cale. În septembrie 1862, un puternic efectiv de 30.000 de militari a fost trimis în Mexic. Exact ca și predecesorilor, noile trupe de întărire vor porni marș forțat spre Mexico City și tot la fel ca ei vor fi oprite de aceiași adversari redutabili. Climă, vegetație, căldură, țânțar și evident de luptele de gherilă ale autohtonilor cu care ele nu erau obișnuite. Un nou dezastru se profila la orizont, pe care era clar că Napoleon al III-lea nu și-l putea permite și atunci, în căutarea unei soluții disperate de salvare, se va gândi împăratul francezilor la Legiunea Străină. În secret, împăratul chiar proiecta o închiriere pentru 10 ani a ei lui Maximilian de Habsburg, după instalarea acestuia pe tronul Mexicului. Așadar, la 9 februarie 1863, două batalioane, un cartier general, centru de comandă și o companie de aprovizionare, totalizând aproximativ 2000 de legionari, s-au îmbarcat la Mersel Kebir, lângă Oran, pe trei vase, Saint-Louis, Wagram și Finisterre, cu destinația Mexic, iar la 28 martie 1863 au debarcat la Veracruz. Aici luptele erau întoi. La 10 martie, armata franceză a început al doilea asediu al fortăreței Puebla, care va dura mai bine de două luni, până la 19 mai 1863. Orașul era apărat de aproximativ 22.000 de mexicani, iar alți 5.000 aflați între Puebla și Mexico City așteptau ordinul expres al lui Juarez de a ataca. Dar el nu dădea deocamdată un astfel de ordin, așteptând ca asediatorii francezi să obosească, să cedeze treptat pentru a le putea da apoi lovitura de grație. În schimb, Juarez și întreaga conducere a armatei mexicane aveau ochii ațintiți spre forțele de întărire franceze de la Veracruz, comandate de generalul Forey, precum și convoaielor de aprovizionare care urmau să se îndrepte spre Puebla în sprijinul asediatorilor. Acestea trebuiau neapărat să fie stopate, nimicite sau capturate. La fel gândeau și generalii francezi, care intuiau în mod logic tactica adversarilor lor și care au găsit o escortă ideală pentru ele, Legiunea Străină. Așadar, spre dezamăgirea lor, legionarii, în loc de a primi botezul focului la Puebla sau Mexico City, cum doreau, s-au văzut de la bun început în postura de a asigura protecția trupelor de întărire și a convoaielor de aprovizionare expediate spre Puebla. Pentru a-i stimula pe asediatorii Pueblei, generalul Forey a decis trimiterea către ei a unui puternic convoi de aprovizionare alcătuit din 64 de căruțe. Acestea erau încărcate cu muniții, armament, alimente, apă și cu soldați militarilor, însumând 4 milioane de franci. La 15 aprilie 1863, convoiul a părăsit Veracruz cu destinația Puebla. La câteva zile de la plecarea convoiului, comandantul legiunii, colonelul Pierre Jean Engros, aflat în postul de comandă de pe pantele înalte din munții Chiquihite, a primit ordinul de a trimite două companii pentru a întâmpina convoiul împreună cu escorta lui la Soledad, orășel situat la 50 de kilometri de Chiquihite și a le însoțit de acolo până la sediul din Chiquihite. De acolo o altă unitate, tot a legionarilor, urma să asigure escorta convoiului până la destinația finală, Puebla asediată. Executând ordinul primit la 27 aprilie, colonelul Jean Engros a dispus trimiterea compania 5-a și a unei companii de voltigiori, infanterie ușoară, spre La Soledad. Erau două unități combatante, ai căror militari erau luptători încercați, obișnuiți cu privațiunile, bolile, ambuscadele și luptele de gherilă ale inamicilor. La 29 aprilie, un spion indian s-a prezentat la cartierul general al colonelului Jean Engros cu niște vești alarmante. Convoiul urma a fi atacat nu însă de gherilele mexicane, ci de trupe regulate ale armatei, trei batalioane de infanterie și câteva escadroane de cavalerie. Operațiunea urma a fi condusă de colonei Mariano Camacho și Angel Lucindo Cambas.
militar de carieră cu studii solide efectuate în Franța. Iscoada nu știa însă două detalii esențiale, când și unde anume urma a fi atacat convoiul. E clar că nu era timp de pierdut, iar Jean Engro a sesizat acest lucru. O companie urma a fi trimisă în mare grabă care să contacteze convoiul de la Palo Verde și să-l exhorteze de acolo spre destinație, înainte ca acesta să fie atacat. În cazul în care atacul s-ar fi produs totuși, după interceptarea și preluarea de către companie, legiunii, legionarii urmeau să facă fața atacului, rezistând eroic și permițând astfel înaintarea și îndepărtarea convoiului de inamic. Alegerea lui Jean Engro s-a oprit asupra companiei a treia din batalionul 1, comandată de capitanul Jean d'Anjou, în vârstă de 35 de ani. Un veteran al campaniilor din Algeria, al războiului Crimei și al războiului franco-sardo-austriac, decorat cu medalia Legiunea de Onoare. El era secundat la comandă de sublocotenenții Jean Vian și Clément Modet, de 27 și 34 de ani, decorați la rândul lor. Compania cuprindea inițial un număr de 120 de militari, însă boala a înjumătățit acest număr la 62 de militari, abs combatanți, iar naționalitățile lor erau multiple: austrieci, belgieni, elvețieni, francezi, germani, olandezi, polonezi, rusaci, un danez, un spaniol, un italian, un englez. Toți aveau vârste cuprinse între 17 și 40 de ani. Așadar, colonelul Jean Engro i-a mânat capitanului d'Anjou ordinele de marș, având următorul conținut. În fruntea companiei a treia veți părăsi tabăra după miezul nopții, vă veți îndrepta spre Palo Verde, veți executa recunoașterea terenului până acolo, veți sosi la iazul Eleșteul de la Palo Verde, veți executa recunoașterea locului și a zonei înconjurătoare, iar dacă veți întâlni convoiul, îi veți asigura întărirea și protecția. Veți sosi la Eleșteu, la Iaz, în zori. La nevoie, angajați lupta cu inamicul pe care e posibil să-l întâlniți. La orele 23, d'Anjou a făcut apelul companiei. Au răspuns 62 de militari, dintr-un efectiv de 122 ofițeri, sublocotenenți. Iar între miezul nopții și orele 1, compania s-a pus în mișcare. Aventura începea. Legionarii ajung la Camerone. Compania a mărșăluit rapid și în cea mai perfectă liniște și ordine. Alături de oameni mergeau catârii care cărau alimentele, apa și muniția. La orele 2:30, compania a ajuns la Paso del Macho, un adăpost deținut de o companie de grenadieri, unde a făcut o scurtă pauză de cafea. Când a aflat care era misiunea companiei a treia, comandantul companiei de grenadieri, capitanul Gustave Saussier, i-a oferit capitanului d'Anjou sprijinul unui pluton, care să o întărească într-o posibilă confruntare cu forțe inamice, infinit superioare numeric și în armament. Deoarece se grăbea să ajungă cât mai repede la obiectivul stabilit, d'Anjou a mulțumit, dar a declinat oferta, iar marșul a fost reluat. Și atunci când zorii s-au ivit, legionarii au ajuns la drumul de țară care ducea la râul Hamapa. Au mers mai departe trecând pe lângă grupul de case părăsite, ferme abandonate de tip haciendas, denumit Cameron, Camerone, Camaron, de Tejeda. Iar la orele 7 ale dimineții zilei de 30 aprilie au atins obiectivul fixat, cătunul părăsit de lângă iazul Eleșteul Palo Verde. Cătunul era pustiu, regiunea și ișderea. Compania obosită după marșul nocturn a campat pentru servirea micului dejun pe un deal lângă iazul Palo Verde. Au fost aduse lemne din pădure, au fost făcute focuri, au fost instalate sentinele, totul s-a executat ca la carte. Misiunea fusese îndeplinită, se pare că deocamdată nu exista niciun pericol, dar nici iscoadele inamicului nu șomau. Ele s-au grăbit să-l înștiințeze despre marșul nocturn al companiei Legiunii pe colonelul Francisco Paola Milan. La curent așadar cu această mișcare, în fruntea 1200 de infanteriști și 800 de cavaleriști, colonelul mexican îi aștepta pe temerarii legionari, iar momentul ales pentru a ataca a fost unul extrem de propice. Legionarii tocmai începuseră să servească cafeaua și micul dejun atunci când sentinelele au alertat tabăra asupra apariției unui veritabil nor de praf dinspre vest. La început, legionarii n-au distins elementele aflate în spatele norului de praf. Apoi, pe măsură ce imaginea se limpezea, au făcut greșeala de a confunda trupele inamice mexicane care îi atacau cu convoiul pe care îl așteptau. După care, când era deja prea târziu, iar inamicul se apropiase deja considerabil de ei, și-au dat seama în sfârșit legionarii că militarii care se apropiau de ei, pe jos și călare, într-o perfectă ordine și formație de luptă și cu armele pregătite de tras, nu erau francezii din convoi, ci soldați mexicani. A urmat prima rafală a mexicanilor, iar legionarul Pierre Conrad s-a prăbușit, ciuruit de gloanțe. Din fericire a fost unica victimă. Capitanul d'Anjou a ordonat apoi repliera spre Cătun și spre grupul de ferme de la Camerone.
Ajunși din urmă de scadroanele de cavalerie ale colonelului Milan, legionarii au format în fața fermelor de la Camerone un careu. În această formație de luptă au făcut față cu bravură la două șarje ale cavaleriștilor mexicani pe care i-au respins cu pierderi grele. Mexicanii au realizat după aceste eșecuri că trebuia schimbată tactica. N-au mai atacat în forță, ci au început încercuirea careului legionarilor. În acel moment, capitanul d'Anjou a ordonat pătrunderea lor în Hacienda Camerone, actualmente Hacienda de la Trinidad, Hacienda Sfintei Treimi, aflată la aproximativ 300 de metri est de poziția în care se găseau. Dându seama de manevre, infanteriștii și cavaleriștii mexicani s-au grăbit să rebareze drumul spre a împiedica să pătrundă în fermă. Cu strigăte de trăiască împăratul și trăiască Franța, legionarii au străpuns rândurile trupelor mexicane, reușind să-și deschidă drum spre fermă. Așadar, în Hacienda Camerone s-au adăpostit și fortificat spre a face față atacurilor ulterioare ale inamicului, capitanul d'Anjou cu cei doi sublocoteneni și 46 de soldați, majoritatea răniți. Din nefericire, atunci când atacul trupelor mexicane a început, catârii purtători de provizii și muniții au rupt-o la fugă, ducând cu ei prețioasele elemente atât de necesare legionarilor asediați, deci un asediu fără merinde, fără apă, fără muniții. Încă un atac al mexicanilor, la capătul căruia, cu pierderi grele, aceștia reușesc să pună stăpânire pe parterul fermei. Legionarii rămân stăpâni ai etajului pe care îl baricadează și îl fortifică, cea acoperișului clădirii unde s-a instalat sergentul polonez Morțițchi, orele 10 ale dimineți. Colonelul Milan le trimite asediaților un mesager purtător al steagului alb în persoana capitanului Ramon Lene, un mexican odras la unor imigranți francezi. Inițiativa colonelului Milan a dat greș. A urmat încă un asalt furibund al mexicanilor la orele 11, eșuat și acesta ca precedentele. Legionarii au pierdut 12 oameni, un număr infim în raport cu asediatorii respinși. După o jumătate de oră, un asalt respins și acesta cu pierderi considerabile dinspre partea asediatorilor, pune capăt vieții capitanului Jean d'Anjou. Unul după altul, cei doi sublocotenenți preiau comanda companiei. Sau mai bine zis, a ceea ce a mai rămas din ea, la orele 14 Cadevian, la orele 17 e ucis Modet. Un număr de 12 legionari continuă să reziste la etaj și pe acoperișul Haciendei. Iar la ora 17, colonelul Milan decide șarja finală decisivă care să pună pentru totdeauna capăt asediului fermei din Camerone. E de altfel și o chestiune de orgoliu rănit pentru el. Oare nu va fi în stare în frunte aproape 2000 de oameni, infanterii și cavaleriști, să înfrângă rezistența legionarilor rămași? Fără îndoială că dacă ar fi știut că aceștia erau numai 13-12 soldați comandați de sublocotenentul Modet, ofițerul mexican ar fi spumegat de mânie sau s-ar fi simțit cumplit de umilit și ca efect psihologic, comandantul mexican i-a ordonat gornistului să cânte acordurile celebrului imn al morții de Gueono, Măcelul, cântat cândva în urmă cu 27 de ani, tot de mexicani asediaților din fortul texan Alamo. E indubitabil Alamoul celor 13 legionari rămași, iar sergentul Morțițchi fu acela care a recunoscut acordurile morții. Iar asaltul final a început. Ultimii căzuți au fost sublocotenentul Modet, germanul Wenzel, belgianul Leonhardt, francezul Cato. Au mai rămas în viață legionarii Main și Constantin. Ambii răniți, evident. Atunci ofițerii mexicani făcură un frumos gest de bravură și noblețe militară. Pierderile legiunii străine, 63 după unele surse, 62 de militari căzuți eroic la datorie într-o luptă inegală. Pierderile mexicane se cifrează după diverse surse între 500 și 800 de militari. Pe locul bătăliei a fost ridicat la 1892 un monument. Un altul a fost ridicat ulterior, în locul celui dintâi mai impunător la 1948, inaugurat oficial la 1963. Pe acesta poate fi citită și azi următoare inscripție, aici fură mai puțin de 60 care s-au opus unui întregi armate. Masa acesteia i-a zdrobit, viața mai degrabă decât curajul i-a abandonat pe acest soldat francez, la Camerone, la 30 aprilie 1863. În memoria lor, patria a ridicat acest monument. Spiritul Camerone și azi viu în inimile și sufletele atât ale militarilor din legiunea străină, cât și ale militarilor și poporului francez. În fiecare an, la 30 aprilie, începând din 1906, în toate unitățile legiunii străine, e citită într-o ceremonie impunătoare relatarea oficială a bătăliei de la Hacienda Camerone, gloriosul Alamo al acestei unități de elită armatei franceze.
Unul din șlagărele celebre Edith Piaf a fost La Fanion de la Legion, steagul legiunii compus de Marie Duba pe versul de Raymond Asso. Cântecul se referă la rezistența eroică a legionarilor dintr-o garnizoară din Sahara în fața hoardelor de sălbatici din deșertul african. Înfometați, însetați, pe jumătate dezbrăcați, dar acoperiți de glorie, cei 30 de legionari au luptat până la ultimul. Edith Piaf a mai avut un alt hit pe tema legiunii străine intitulat Mon Légionnaire, de această dată fiind vorba de o poveste de dragoste. În anii 50, legionarii au adoptat ca imn neoficial poate cea mai cunoscută melodie a lui Piaf. Non, je ne regrette rien. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!